Bun găsit, stimați prieteni, este specială a emisiunii Proces Verbal. În urmă cu ceva vreme vă spuneam despre o intenție. Îmi amintesc că acum vreo 17 ani am făcut un proiect, Manifest pentru Uniunea Europeană, un proiect de informare despre ceea ce înseamnă Uniunea Europeană, instituțiile, care e procedura de la Bruxelles și vorbeam despre ora Uniunii Europene. Adică acolo se întâmplă lucruri care ne afectează în mod direct. Chit că noi nu auzim foarte bine, nu auzim foarte clar, nu acordăm atenția cuvenită știrilor de la Bruxelles, acele lucruri, acele legi, acele proiecte care se dezbat în Parlamentul European ne influențează în mod direct viața noastră de zi cu zi. Astăzi vom vorbi despre transportatori, despre transportul rutier, domeniul unde se întâmplă modificări importante. Alături de mine se află europarlamentarul Adrian Axinia. Vă mulțumesc, domnule europarlamentar, pentru faptul că ați onorat invitația. Ați organizat la Câmpina o dezbatere extrem de interesantă cu transportatorii rutieri. Spuneați și în cadrul conferinței, vreți să le auziți vocea, vreți să auziți ce interese au, vreți să vedeți perspectiva lor și mai mult decât atât, cum poate fi îmbunătățită și în favoarea transportatorilor din România, exact, legislația europeană. Și în același timp, cum putem îmbunătăți reprezentativitatea lor la nivel european. Spun acest lucru în calitate de membru al Parlamentului European și membru al Comisiei de Transporturi de la nivelul acestei instituții. Și exact cum am spus mai devreme, avem numeroase reglementări legislative care vin sub formă de regulamente și directive și sunt preluate de statul român, care afectează sau îmbunătățesc viața românilor. În cazul de față, pentru că mă refer strict la transportatorii români pe cale rutieră, la nivelul Uniunii Europene avem în jur de 100.000 de șoferi care lucrează români. În acest, exact. 100.000 de români. Reprezintă sunt o categorie socioprofesională destul de numeroasă. Avem numeroase inițiative legislative care s-au aplicat deja și care au afectat în mod direct pe șoferii români și pe firmele de transport. Mă refer, bineînțeles, la acel pachet Mobility Package, pachetul de mobilitate, care spune are multe reglementări, dar cel mai dureros pentru firmele românești și pentru șoferi era acel timp, acea obligativitate ca șoferul român să se întoarcă după 8 săptămâni în țară. Obligatoriu, adică obligatoriu, nu era... Da. Pachetul de mobilitate cuprinde mai multe condiții, ele trebuie să implementate, au niște termene limită, dau un exemplu unei digitalizări. Gândiți-vă că șoferul român când pleacă la drum și are un drum internațional, pleacă cu un teanc de acte pe care ar trebui să îl prezinte la fiecare control. Ori, Comisia Europeană a stabilit prin acest pachet de mobilitate ca ele să fie digitalizate și avem avem termene destul de apropiate, sunt unele termene care se referă la sfârșitul acestui an sau la sfârșitul anului următor. Vă dau un exemplu despre tahograful inteligent care ar trebui implementat. Sunt două generații. Penultima generație trebuie să fie implementată până la sfârșitul acestui an și ultima generație până la jumătatea anului viitor. Lucru aproape imposibil pentru români care, dacă sunt opriți în drum în Europa de Vest, vor fi amendați. Ca să înțelegeți de ce nu poate fi implementat. La nivelul României avem doar două centre de agrementate care pot să monteze acest tacograf, care costă 1.500 de euro și durează timp de o săptămână în care te ții blocat camionul, ceea ce este crunt. Gândiți-vă că o firmă de transport care are, nu știu, 20 de camioane din Giurgiu, ce înseamnă să-și disponibilizeze întreaga flotă la Oradea, unde este acest centru, cât de greu dă pentru business. De ce sunt doar două? Mă scuzați acum. De ce n-am făcut 10? În vedere faptul că e și un termen extrem de scurt și pe de altă parte că sunt operatori privați care au interese pentru care timpul costă bani. Toate aceste lucruri trec prin Ministerul Transporturilor. Acolo sunt niște factori care nuanțează, trimit, au anumite direcții. Din păcate ar trebui să găsim aceste centre în toată țara să fie... Măcar 10, unul la 2-3 județe. Dar frații noștri bulgari,
sau frații noștri cehi sau cei din sud-estul Europei, din ceea ce știți din comisie, din discuțiile oficiale și neoficiale, Sunt cam în aceeași situație. Singurii care fac față sunt nemții, sunt francezii care stau bine din punct de vedere tehnologic. Olandezii, austrieci, da. Și reușesc să implementeze acest lucru. Repet, în cazul în care nu respecti aceste termene, când ești oprit, amenzile sunt usturătoare. Și dacă toți suntem la amenzi, românii plătesc amenziile când sunt opriți în țările din Europa. Nu știați, vă zic în premieră, toți șoferii străini care vin în România și primesc amenzi, nu le primesc în țara respectivă, nu le plătesc. Deci atât de lipsă de coordonare la nivelul Ministerului de Interne și de nepăsare, pentru că nimeni, niciun șofer care încalcă legea în România, niciun șofer străin, nu primește amenda în țara respectivă. Dacă te oprești în Europa de Vest, ba chiar merge cu tine la bancomat să plătești amenda. Au ajuns până acolo. La noi există o lejeritate totală. Încă o dată vedem cât de simplu privesc lucrurile cei de la Ministerul de Interne. Acest este un detaliu pe care l-am aflat în discuțiile. Eu am primit amendă și din Ungaria, da, și din Germania. Adică ca străin, da, dacă sunteți amendați în România, sunteți ca și scăpat de amendă. Ca să revin la pachetul de mobilitate, de curând Curtea de Justiție de la nivelul Uniunii Europene a anulat o prevedere, acea prevedere care obliga șoferul român să se întoarcă după 8 săptămâni în țară. Deci anulată, da? Este anulată, da, a intrat în vigoare, ceea ce înseamnă, și le spun pe această cale și transportatorilor, că inclusiv amenziile care le-au luat din data de 21 februarie 2022 sunt anulate. Deci transportatorii, firmele de transport le pot cere înapoi. Este un lucru foarte important. Este o știre extrem de importantă, da. Vă repet, aceste detalii le-am aflat din discuțiile bilaterale pe care le-am cu Uniunea Transportatorilor din Europa, care mă întâlnesc, da, din Europa. Și de aceea este important, acesta este și motivul pentru care am organizat genul acesta de dezbatere, pentru că este important ca factorul politic și acea categorie a transportatorilor să se întâlnească, să se informeze, să întrebe, să mă informeze, ca în momentul în care apare o inițiativă legislativă să o pot amenda, să pot contribui în beneficiul transportatorilor români. Așa este, trebuie amendat să se pupe, cum se spune, cele două legislații. Și de parte, informare. Trebuie ca transportatorii români să fie informați atât de către europarlamentari, cât și de către statul român. Bă, fraților, atenție la amenzi, că nu exact. Mai... Exact. Eu mi-aș dori să fie un dialog continuu între toate categoriile socioprofesionale și parlamentari. Da. Rolul nostru acesta este să mergem, să fim atenți la inițiativele legislative și să protejăm acele categorii socioprofesionale. Este, așa ar trebui să facă fiecare europarlamentar. În domeniul acestui, în acest pachet, există prevederi pentru care nu vă convin, despre care transportatorii români v-au spus, domnule eurodeputat, sunt aberații pe care le puteți amenda sau majoritatea. El este în vigoare. Da. În urma apelului pe care l-a făcut Uniunea Transportatorilor Internaționali, care este condusă de un român, domnul Radu Dinescu, a făcut apel la statul român să dea în judecată Comisia Europeană și în felul acesta au reușit să scoată această prevedere, că ea este în vigoare. Bineînțeles, pe această cale vă explic și cam care e traseul, acea legătură, acea comunicare pe care mi-aș dori eu între transportatori, de exemplu, și parlamentari, funcționează foarte bine în alte țări, în țările din vest. Acolo, când vine Uniunea Transportatorilor și cere ceva către europarlamentar, acela se pune în mișcare. Bineînțeles, ponderea pe care au Spania, Germania, Italia, Franța în Parlamentul lor le conferă avantajul de a și implementa mai rapid. De aceea, din partea României, este nevoie de un efort compact, uniform a tuturor europarlamentarilor, indiferent de culoarea politică, și vocea trebuie să fie comună, pentru că noi reprezentăm România acolo și reprezentăm interesele tuturor. Așa spuneți și în campanie. Exact. Domnule, reprezentăm la Bruxelles, domnule, în fața Uniunii Europene. Uniunea Europeană, e foarte important acest aspect. Și se reușește pe domenii gen transportul rutier să existe o poziție comună a europarlamentarilor români? Ați purtat o discuție cu ceilalți de la celelalte partide? România va vota eurodeputații? Eu cel puțin am o comunicare cu europarlamentare de la alte partide care fac parte din Comisia de Transporturi. Nu știu ce se întâmplă în celelalte comisii, dar eu sunt un val nou de politicieni care lasă deoparte orgoliile interne și când ajunge pe plan extern încearcă să coalizeze toți europarlamentarii ca să avem o voce comună și puternică.
Și lucrul acesta îl fac printr-o comunicare, printr-o argumentare a tuturor inițiativelor care trec prin comisie prima dată. Ați menționat aceste două aspecte importante, tahograful și, pe de altă parte, faptul că după 8 săptămâni șoferul român nu mai este obligat să se întoarcă... Da, obligația, vă întrerup puțin, obligația însemna că camioanele se întorceau goale în România, ceea ce făcea ca firmele de transport române să fie necompetitive. Exista, deci... Și asta s-a făcut strict la presiunea Germaniei, Franței, care, a căror șoferi, în jur de 95% au doar transport intern. Ei se ocupă, sunt doar pe intern, nu sunt pe extern. Și lor le convine. Când au apărut firmele românești, apropo, România are una din cele mai noi flote la nivel european, medie de 5 ani, ceea ce este extraordinar, și când a apărut o țară cu șoferi competenți, cu firme cu prețuri competitive, practic le-a stricat cu o flotă nouă, le-a stricat un pic piața multinațională, care au intervenit, ca să vedeți care este mersul. Au intervenit mai departe către europarlamentare, europarlamentare către Comisia Europeană și ușor. Ei, de fapt, își apără interesele transportatorilor din respectiva țară. Exact. Și noi trebuie să... să combatem acest lucru argumentat, bineînțeles. În cazul de față am reușit printr-o contestație la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Același lucru se întâmplă și cu Schengen. Gândiți-vă asta ce înseamnă... Asta vreau să vă spun. Ce înseamnă... Aceste două dureri sunt la transportatorii români. Pachetul mobilitate și accesul în spațiu Schengen. Gândiți-vă ce înseamnă pentru o firmă românească de transport. Că nu e în Schengen și că așteaptă 6-8 ore, 12 ore cu camionul și l-a dus și l-a întors. Gândiți-vă ce înseamnă, te face necompetitiv și te uzează. Și în același timp ai și șoferii foarte obosiți după Nu mai vorbim despre poluare, faptul că trebuie să mai dea drumul la motor noaptea, nu mai vorbim despre alte aspecte. Bun, pe de altă parte, acest aspect Schengen-ul îl pun tot în logica aceasta, domnule eurodeputat, și anume că parlamentarii, europarlamentarii români trebuie să reprezinte interesele României, ale transportatorilor români, fiindcă să nu fie, adică să fie și ei apărați. Da. Apropo și de Schengen, că pe semne că poate fi un aspect important și acesta. Schengen-ul este foarte spațiul Schengen este foarte. Noi pierdem conform unei estimări a mediului de afaceri câteva sute de milioane anual, dacă facem calculul din 2011, vorbim de zeci de miliarde. Zeci de miliarde pe care le pierdem în mod nedrept, mai ales în contextul în care în momentul de față Germania a introdus controlele la frontieră. Da. Ceea ce înseamnă că nu e vina României sau a Bulgariei. Este vina țărilor de vest care au pierdut lupta cu migrația. Exclus ceea ce trâmbițează austriecii, că e bine. Sunt interese economice majore în care fac uz de forță țările puternice economic, își fac lobby, au o influență puternică la nivelul de Consiliu European, de Comisie Europeană și astfel noi suntem și pe lipsa de acțiune a guvernului României, că până la urmă de la președinte în jos avem exponenți care ar trebui să reprezinte pe politica externă România. Bazat pe lipsa aceasta de reacție, stăm în afara spațiului Schengen cu pierderi de sute de milioane de euro anual. Cu poluare, cu nervi, cu de toate. Cum e Comisia aceasta de transporturi? Care este concluzia dumneavoastră? Iată, au trecut câteva luni. Este politică, se discută tehnic mai mult, se cedează în fața argumentelor, este votul strict politic. Este o comisie dinamică, sunt foarte mulți factori de la aceste se discută mult pe interdicția motoarelor cu termice. Este o problemă foarte mare pentru că e o problemă mare că sunt țări importante, gen Germania, care dacă s-ar trece pe Green Deal... Asta în a introduce aceste motoare electrice este cumplită pentru firmele de transport care trebuie să facă tranziția foarte rapid și efectiv unele dintre ele se sufocă și dau faliment. Și am numeroase întâlniri cu firme de transport, de închiriere mașini, de transport local și internațional, care spun același lucru, că termenele fixate de Comisia Europeană sunt sufocante și tranziția către ce își dorește Comisia Europeană duce de foarte multe ori la falimentul firmelor. În comisie se vorbește despre acest aspect, în comisie din Parlamentul European sau nu prea? În comisie se discută despre inițiativele legislative. Acum, de exemplu, vă dau un exemplu. Voi fi raportor pe un proiect de lege care se referă la transportul animalelor vii
pe cale rutieră și în care apar tot felul de, de condiții. Și România e dezavantajată, apropo România de Schengen, este dezavantajată, că ții animalele 10-12 ore. Este dezavantajată până... pentru că această inițiativă care vine la Comisia Europeană conferă mai mult spațiu, se schimbă condițiile radical față de ce era până acum. Noi suntem exportatori de, de oi și vor afecta în mod direct pe, pe exportatorii noștri de, de ovine. Voi fi raportor, voi fi acolo, o voi ține la curent, văd exact ce prevederi sunt și cum le putem amenda și cum, care din ele le putem interzice sau chiar închide. Vă mulțumesc, domnule eurodeputat Adrian Axinia. Vă propun să ne reîntâlnim viitorul apropiat. Agenda Uniunii Europene, a Parlamentului European, de fapt, este foarte importantă. Încă o dată spun, tot ce faceți dumneavoastră acolo se reflectă în mod direct, nu indirect, nu peste 10 ani, peste 15 ani, în mod direct, la nivel de zile, asupra legislației naționale a României și a tuturor țărilor din Uniunea Europeană și, pe de altă parte, ne afectează, adică nu... Practic, suntem prima mână la nivel de informație și, bineînțeles, la nivel de decizie. Asta e foarte... La nivel de decizie, noastră decide și celelalte țări, evident că aplică. Aici punem punct aceste ediții speciale emisiunii Proces Verbal. Mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Rămâneți sănătoși!